Înțelepciunea călugărului. Odată, un domnitor renumit pentru mintea sa luminată a aflat că departe, departe, într-o mănăstire, trăiește un călugăr bătrân, om de o rară înțelepciune. Și, dorind să vadă el însuși cât de adevărată este această veste, se duse neîntârziat în acel sfânt lăcaș și ceru să-l vadă pe călugăr. Ce și-a spus domnitorul? Voi proba înțelepciunea călugărului, punându-i la încercare răbdarea și iscusința. Dacă este cu adevărat înțelept, atunci va rămâne calm și va avea răspuns pentru orice îi voi spune. Când bătrânul călugăr a venit supus și smerit, domnitorul, vrând să-l încerce, i-a spus: Părinte, pot să te întreb ceva? Desigur, Maria ta, întreabă-mă. Păi vezi, deja te-am întrebat. Iar eu deja ți-am răspuns. Ce mi-ai răspuns? Dar tu, Maria ta, ce m-ai întrebat? Văzând înțelepciunea acestuia, domnitorul a petrecut de atunci mult timp împreună cu bătrânul călugăr, care pentru povețele sale era mereu prețuit și căutat atât de boieri, cât și de oamenii simpli și umili, ce veneau de departe pentru sfaturile sale folositoare, izvorâte din credința și din înțelepciunea sa.